6 spitale din județ vor fi sprijinite de către organizația Salvați Copiii. Aceasta donează circa 200.000 de euro pentru achiziționarea de aparatură modernă și alte echipamente medicale performante, vitale pentru salvarea și îngrijirea nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe. România rămâne în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate infantilă, înaintea Bulgariei și Slovaciei. Lipsa aparaturii medicale de ultimă generație, numărul mare al sarcinilor neurmărite medical și distanțele mari până la primul spital dotat în zonele defavorizate contribuie la creșterea mortalității infantile, capitol unde România deține primul loc în Uniunea Europeană. Organizația Salvați Copiii accelerează programul de combatere a mortalității infantile și anunță o investiție majoră de 1 milion de euro în 45 de secții de neonatologie de gradul 1 și 2 din 28 de județe ale țării. Pe această listă se află și Spitalul Județean Deva, Spitalul Orășenesc Hațeg și spitalele municipale din Lupeni, Brad, Petroșani și Hunedoara. Încercăm să ajungem acolo unde este nevoie. Am primit solicitări din toată țara de la unitățile medicale și ne-am oprit de data aceasta asupra unităților medicale, mai exact maternităților de grad 1 și 2, maternități care, deși sunt mai micuțe, au nevoie de sprijin, pentru că până la urmă și ele acordă asistență copiilor, nou-născuților. Ajungem și la Hunedoara, este adevărat, avem pe listă mai multe unități medicale și vom încerca să ajungem cu echipamente în funcție de nevoile fiecărei unități medicale. În jur de 200.000 de euro cred că vor reveni județului și asta poate să difere puțin, dar cu siguranță vom aduce echipamentele de care este maximă nevoie și vom pune acțiuni pe urgențele actuale. Astfel, medicii vor avea la dispoziție în perioada următoare aparatură și echipamente medicale performante vitale pentru salvarea și îngrijirea nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe. Nevoile transmise de unitățile medicale sunt dintre cele mai diverse, de la ventilatoare neonatale de generație nouă, mese de reanimare până la incubatoare și alte echipamente medicale performante. Companiile pot sprijini proiectele organizației Salvați Copiii, salvând implicit viața nou-născuților care au nevoie de îngrijire medicală urgentă și de calitate, prin donarea a 20% din impozitul pe venit, iar persoanele fizice au posibilitatea de a dona prin SMS la 8845 2 euro lunar, text POLIZU.